Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Smart CryptoNot. Deci, în primul rând, vreau să spun ce am observat după primul video. În primul video n-aveam parteneri înregistrați, deci nu știam câte monete și în care caz ele se dau. Presupuneam că se dau doar după ce persoana se face verificarea, dar verificarea trebuie totuși de trecut, pentru că fără verificare nu se transformă monetele dintr-un portofel în alt, adică nu le putem scoate. Deci primul plus care este că primim monete pentru toate persoanele care se înregistrează după linkul nostru. Ca monetele să treacă în alte portofele, trebuie să fie 21 de oameni personal invitați, minim. Eu până când am 18 oameni, deci la mine încă nu s-au făcut schimbări dintr-un portofel în alt. Vreau să văd când o să am 21 de oameni, ce se va întâmpla. Dacă ne uităm la lista de oameni care s-au înregistrat, deci majoritatea nu s-au verificat, doar o persoană a trecut verificarea. Deci eu credeam că primim monete doar dacă persoana se verifică, dar dacă ne uităm în portofel la mine, față de video precedent, unde aveam 199 întreg și 98 și așa mai departe monete, acum am 379, deci cu 180 numărul s-a mărit. Cu toate că aici mi arată 190. 10 monete vor fi, cred că cele 10 monete care vor intra în portofel Cover Not. Deci în portofelul acesta trebuie să intre 5% din suma monetelor care le primim. Deci dacă o să am 20 de oameni înregistrați, 5% catare 21 de tăși și socoate acolo. Am citit pe site undeva careva informație, pe site-ul principal, că trebuie 21 de oameni ca să înceapă mișcarea monetelor dintr-un portofel în altul. Deci cum va fi acest lucru, voi face alt video, până când asta e informația că pentru orice partener înregistrat primim câte 10 monete. Deci care la noi în final este scopul? Ca să avem peste 1000 de monete free hard, care se trec pe urmă în hard, din hard în bit hard. Ele sunt toate monetele egale la preț, doar că sunt plasate în diferite portofele. Deci în final trebuie să fie monetele BitHard, cum am înțeles eu, și CoverNode. Deci sunt principalele monete sau portofele CoverCash, de unde se scoate numerar, CoverNode, ce am primit ca credit, deci pe ce site se va putea primi bani în credit. Deci când avem monetele trecute în BitHard, ele pot fi înghețate contra banilor luați în credit. Deci vom putea lua credit pe ce site, cum am înțeles eu, până la 5 ani. Pentru că suma care vedeți primești destul de interesantă. Cu toate că uitați, vedeți aici o cifră și aici e altă cifră. Cum am spus, cred că se ia în calcul acele 10 monete care încă nu le-am primit, care vor intra în cover not. 10 monete fac undeva 80-90 de dolari. Eu cred că nu e rău, deci
invitați 21 de oameni, primiți 90 de dolari. Încă 21, încă 90 și mai departe. Și scopul ca să avem minim 1000 de monete, atunci el dintr-un portofel trec în altul. Vom vedea cum se va întâmpla, voi face alte video, cam atât ce am vrut spun, numai bine.